Aprobarea candidaților organizației pentru funcțiile de conducere ale programelor, ale organelor centrale ale partidului. Cine este împotrivă, abțineri. Ion Gruescu, noul vicepreședinte al PSD Gorj, a plecat în urmă cu câțiva ani din rândul socialdemocraților pentru a face parte din PDL. De asemenea, Mihai Prunariu a condus o perioadă de timp organizația județeană a PPD Gorj. Andrei Maioreanu, vicepreședinte PSD Gorj, a spus că nu este vreo problemă că doi dintre vicepreședinți au făcut parte și din alte partide. Situația din punctul meu de vedere este destul de clară. Pentru Mihai Prunariu, pentru că m-ați întrebat în primul rând de el, alegerile locale, într-adevăr, l-au prins în postura de președinte al Partidului Poporului Dan Diaconescu, dar să nu uităm că la alegerile generale, participarea și contribuția domnului Mihai Prunariu au fost unele extrem de importante, ceea ce a însemnat procentele extraordinar de bune obținute de Uniunea Social-Liberală și cred că din acest punct de vedere lucrurile sunt destul de clare. Legat de celălalt coleg, el tot timpul a fost în Partidul Social-Democrat, cel puțin cu sufletul, și cred că întotdeauna s-a gândit că ar putea să facă ceva mai mult pentru comuna lui atunci când s-a înscris în Partidul Democrat Liberal. Iulia Vân a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al PSD după ce în urmă cu câteva luni a reușit să fie votată de Consiliul Local în funcția de viceprimar al municipiului Târgu Jiu. Mi-am depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte anul acesta când îmi sărbătoresc majoratul în politică și în PSD. Ce pot să spun? Au fost 18 ani de împliniri, 18 ani de muncă, 18 ani de lucru în echipă cu colegii mei, uneori de succes, alteori de eșecuri. Actuala conducere a partidului a fost confirmată în funcție prin votul membrilor PSD, procesul de votare fiind condus chiar de către premierul Victor Ponta. Cele trei locuri de vicepreședinte au rămas vacante după retragerea unor socialdemocrați.